Bună ziua, bine ați venit la conferința organizată de 10 Salubritas S.A. Alături de mine este domnul doctor Andrei Tudor, care este și doctorul Asociației Prieten Credincios, cu care noi colaborăm. Este și doctorul adăpostului de câini din Piatra Neamț. Vreau să urez în primul rând la mulți ani tuturor, un an nou bun și multă sănătate tuturor cetățenilor și dumneavoastră de asemenea. Bun, o să intrăm direct în scopul acestei conferințe. Ați văzut că s-au întâmplat niște lucruri în adăpostul din Piatra Neamț, în adăpostul de câini. De aceea am venit cu niște o situație pentru anul 2019 din adăpostul din Piatra Neamț. Au fost capturați din orașul Piatra Neamț în 2019 447 de câini. Adopții au fost 287. Mortalității au fost în jur de 100 de câini și 58 de eutanasieri. În adăpostul din Piatra Neamț, la sfârșitul lui decembrie 2019, aveam 209 capete. Asta exceptând câinii din comunele limitrofe cu care noi avem contracte. După sesizările care au apărut, am avut un control de la DSV, care s-a soldat cu o amendă de 2000 de lei pentru cabinetul domnului doctor, care răspunde de ce se întâmplă în adăpostul din Piatra Neamț. Amendă dată pentru faptul că în boxele pe care le avem nu sunt puși câinii cum ar trebui, adică masculii cu masculii, femelele cu femelele. Aici o să-l rog pe domnul doctor să intervină și să spună din punctul dumnealui de vedere care ar fi problemele. Bună ziua și la mulți ani, vă spun, în nou început de an. Problemele adăpostului nu sunt faptul că unii din câini nu sunt așezați în padocuri în funcție de sex, ci faptul că în fiecare padoc câinii încearcă să instaureze o anumită ierarhie. Momentan, în padocurile din adăpostul public din Piatra Neamț, câinii sunt puși în funcție de agresivitate, de talie și mai puțin în funcție de sex. Pentru a evita anumite incidente pe care le-ați văzut și dumneavoastră în poze, și scopul nostru, acum după controlul de la Direcția Sanitară Veterinară, va fi într-adevăr să punem câinii pe sexe, dar probabil vor fi mult mai multe incidente datorită acestei schimbări. În padocul în care s-a întâmplat incidentul, erau doi masculi cu două femele. Toți căței erau sterilizați în momentul incidentului. Doar o femelă, din câte știu, nu era încă sterilizată, dar era și toți căței erau în perioada de 3 săptămâni, care este perioada legală până la eutanasie. De asta și organizarea câinilor în padocuri nu se face sau nu s-a făcut în funcție de sex câteodată, pentru că acești câini stau în adăpostul respectiv timp de 3 săptămâni. 3 săptămâni, adică 14 lucrătoare, exact cum spune legislația. Iar după această perioadă se obține de la primăriile cu care Salubritatea are contract decizia de eutanasie pentru câinii respectivi. Noi mai mult avem în vedere câinii să fie de aceeași talie
și din zonele de capturare. Adică nu punem câini prinși de pe raza municipiului Piatra Neam sau de unde mai sunt contracte semnate de salubritate, să-i punem în alte padocuri cu alți câini care sunt deja în adăpostul public. Și de asta spun că un astfel de incident se întâmplă foarte rar cu această agresivitate. Decese sunt în adăpost din cauza stabilirii ierarhiei. Nu sunt foarte, foarte multe, dar sunt, pentru că este un adăpost, nu este un hotel de animale, ca să fim înțeleși. Iar capturările, în momentul în care se fac, destule, iar căței, în funcție de organizarea cum o avem în adăpost, ei avem în vedere și perioada de 3 săptămâni. De asta motivul separării pe sexe nu a fost efectuat înainte, ci se pune în funcție de talie și în funcție de zona din care au fost capturați. Aș vrea să intervin puțin în altă ordine de idei, ca și măsuri care ne-au fost impuse de DSV. O să trebuiască să facem un regulament de ordine interioară la adăpostul public din Piatra Neamț. Măsuri ne-a impus și Consiliul Local, Primăria Piatra Neamț. În afară de regulamentul respectiv, o să avem pentru vizitatori și voluntari ecusoane. Ei nu... Au fost niște probleme și ultima problemă cu ultimul câine, poate nu știți, a fost din boxele asociației. Niște voluntari au dat mâncare la o boxă de lângă. E normal, câinii ceilalți din cealaltă boxă se agită și atunci pe cel mai slab l-au prins. Noi avem cu Asociația Prieten Credincios o colaborare. Mă bucur foarte mult că există voluntari care intră în adăpostul din Piatra Neamț și ajută. Dar, pe de altă parte, am văzut filmări cu tot felul de înjurături, cu tot felul de comentarii, mai puțin răutăcioase, mai răutăcioase. N-am văzut nicio filmare de la voluntari prin care, în momentul când se întâmplă un incident, să intervină. Sau să cheme, nici nu ar trebui să intervină ei, de fapt, ar trebui să cheme oamenii noștri care sunt adăpost în permanență. Ca voluntar, avem voluntari din străinătate, din Germania, din Franța. Am fost în adăpost, am văzut ce fac voluntarile noastre și voluntarii din afară. Noi cred că înțelegem puțin greșit voluntariatul. Cel puțin în adăpost. Sau unii dintre noi. N-aș vrea să generalizez pentru că nu... Avem cu Asociația Prieten Credincios o hotărâre de Consiliu Local, da? Prin care ei au 5 ani de zile, începând din 2015, 27-8-2015, 30% din boxele din adăpostul de câini din Piatra Neamț. Prin ei și trimitem câini în adopție, aproape 500 de câini au fost trimiși în adopție anul trecut. Mi se pare că asociația își face treaba vis-a-vis de chestiunile astea. Bineînțeles că incidentele sunt regretabile, nu vă gândiți, eu sunt iubitor de animale, inclusiv de câini, îmi plac foarte mult, am avut câini, am câini, dar sunt lucruri care nu putem să le oprim dacă nu ne ajută și voluntarii. Eu aș vrea să nu se întâmple niciodată chestia asta, se întâmplă. Și din ce a spus domnul doctor, și din faptul că nu suntem atenți, trebuie să fim mai atenți și noi și voluntarii. Nu zic că noi suntem perfecți și unii greșesc, nu, nici noi nu suntem perfecți. Dar ar trebui să conlucrăm împreună să nu mai fie incidente de felul acesta. Domnul doctor, dacă vreți să mai spuneți ceva? Deocamdată nu, dacă sunt întrebări, vă rog, ascultăm. Ați spus că a fost un incident, într-o pușcă care erau 4 câini, 3 sterilizați, unul nu, da. Și urma după 3 săptămâni să fie eutanasiați. De ce ați mai sterilizat? Cei 3 căței care erau sterilizați erau deja rezervați de asociație, iar câinii au rămas în paducul respectiv, nu i-am mai mutat, pentru că nu sunt locuri, în paducurile asociației nu mai sunt locuri, pentru că sunt foarte, foarte mulți căței rezervați. Dar sterilizați nu urmau să fie eutanasiați. Exact, doar exact. Exact, probabil și ea urma să fie sterilizată, dar este nu sunt mai apucat. Este care o aflăm acum,
se spunea că în altă postul de la Piatra Neamț nu se eutanasiază decât cei bătrâni și foarte bolnavi. Aflăm acum de la dumneavoastră că 3 săptămâni tot ce vine de pe zona comunilor se eutanasiază. Este decizia dumneavoastră, o să le facă să nu oamenilor asta este altă discuție. Da. Ce faceți în aceste 3 săptămâni ca să nu îi eutanasiază? Gândiți la cineva, vă pot să faceți ceva ca să nu ajunge să îi eutanasiază? Ăsta este și scopul voluntarilor. O parte din voluntarii din Piatra Neamț ajung în adăpost. Nu voluntari. Sunt acolo la salubritate, pentru că aveți un buget destul de generos acolo pentru partea de câini. Faceți ceva ca să nu ajunge să-i eutanasiați? Sigur. Cel puțin de când sunt eu cu noul contract cu salubritate din luna octombrie, tot timp s-au făcut pozii, am un asistent care este permanent aproape în adăpost acolo, la program normal, așa de 8 ore, ca să asiguri o eventuală intervenție medicală, dacă este cazul, ceea ce nu poate el să facă sau crede că este mai problematic, mă poate suna sau mi-aduce cățelul la cabinet ca să facem tratamentul corespunzător. În același timp, el face pozii la căței care urmează a fi eutanasiați, pentru că noi știm, de exemplu, dacă unii căței au fost capturați astăzi, cam peste o săptămână sau două se trimit poze către grupul nostru pe care îl avem cu asociațiile din afară, ca să-i putem promova să-i scăpăm de decizia de eutanasie și de eventuale eutanasie. Problema care este? Asociația Prieteni Credincios, deocamdată, nu mai deține fonduri ca să poată să susțină financiar câinii care sunt în padocurile asociației. Adică să le dea de mâncare, să le confere o bună stare decât ceea ce fac eu, ca medic veterinar în privat, adică tratamente și tot ceea ce ține, eu folosesc acolo. Nimeni nu... Da. Ați rugat dumneavoastră pe cineva din presă sau cineva de oriunde din orașul ăsta să vă ajute cu promovarea acestor căței și nu au vrut sau nu ați rugat pe nimeni? Nu am rugat pe nimeni pentru că asociația... Da. Nici o problemă. Da. Nu, locuri sunt. Exact. Locuri sunt. Deci adăpostul are 400 de locuri ca și cazare. Da, dar vis-a-vis de ce spunea domnul doctor, poate nu vrea să o zică el, o să zic eu. Avem câini rezervați de un an de zile. Inclusiv câinii care Asociația Prieten Credincios îi are și nu mai are bani asociația, cum spune și domnul doctor, stau în grija noastră. Și nu e eutanasia. Câini aveți la ora actuală, în adăpost, cu câini sunt total, câți câini? Vreo 260 ceva de câini. Și câte locuri sunt? 400. Și de ce nu mutați câini în mai multe padocuri? Din ce a zis domnul doctor la început, dacă îi mutăm o să fie mai multe mortalități și atunci încercăm să îi punem cât mai rari, cât mai puțini, care să se înțeleagă între ei, să nu mai apară că, vă zic așa, eu mâine mut câini, da? Cum spune DSV-ul? Poimine, răspoimine și zile următoare o să apară câte un mort în fiecare zi. Și atunci nu o să mai fie 2 cazuri, o să fie 20 de cazuri. Și atunci o să ne înjure toată lumea că rele tratamente asupra animalului. De asta. Plus că sunt situații în care angajații salubrității capturează din teren femeile deja gestante. Și, de exemplu, dacă este gestația foarte avansată, nu intervenim ca să o sterilizăm din prima. O punem separat, iar femeia cu pui are spațiu la 3-4 câini care, în mod normal, ar trebui să stea într-un padoc. Adică femeia cu pui se pune separat față într-un padoc cu încă o femeie cu pui, eventual dacă padocul permite. Și de asta spațiile, chiar dacă sunt 400 de locuri de cazare în adăpost, dacă sunt 5-6 femeile de pui, deja câinii care sunt acum 260 ceva, deja ajung la 300. Înțelegeți? Asta e ca loc. Asta ține de administrația salubrității. Noi ne-am gândit anul trecut cel puțin, e o soluție să mai facem niște boxe. Să mai facem niște boxe, dar ce înseamnă asta? Aș vrea, din punctul meu de vedere, o să vedem cât ne permit finanțele și am vorbit și cu domnul primar și o să ne ajute. Să facem niște boxe cu gresie, cu faianță, cu niște boxe
ca zic așa, umane, ca să nu, da? Pe de altă parte, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, DSV-ul ne-a dat și măsură să avem o căsuță pe site-ul salubrizării și de acolo să plece, să deschidă altă pagină unde o să fie majoritatea câinilor care o să urmeze spre adopție. Avem termen, cred că până la sfârșitul lunii februarie. O să facem și lucrul ăsta. Eu invit și cei și voluntarii care vor să ajute într-adevăr la discuții și la... Aș vrea să ne înțelegem. Eu nu sunt un om conflictual, știți foarte bine cu toții. Aș vrea să ajut și căței, dar să vedem ce posibilități sunt ca să-i ajutăm cu toții, da? A spus că a fost amendat în 2000 de lei pentru că nu au fost câini așezați după sexe, da? Da. Legea asta specifică? Sau... Este o... În legislație acolo se stipulează că unii căței trebuie puși pe talie, pe vârstă, pe sex și în funcție de dacă e femeie, femeie cu pui, se specifică într-adevăr și varianta de sex. Dar, de exemplu, dacă eu pun un padoc, de exemplu, padocul 20, pun 6 masculi, iar în padocul 19, care este lingă, pun 6 femele și aștept perioada de 3 săptămâni, dacă una din femele intră în ciclu de călduri, probabil vor fi mortalități în boxa de masculi. Da. Mi-a spus că a fost amendat pentru că l-a pus câini după sex. Da. Deci să înțeleg că de acum înainte, substituția amenzii, îi veți pune după sex. Exact. Dar a spus tot dumneavoastră că dacă îi pune după sex, e cel mai probabil să fie mortalitatea mai mare. Exact. Deci da. Sunt cei de la DSD incompetenți sau v-ați preluat o măsură pe viitor ca să fie mortalitatea mai mare? Nu, aici cum e la noi, numai puțin. Cum e la noi, aici ne batem cap în cap. Exact. Da. Nu, legea așa e făcută legea. Exact. Nu știu dacă e făcută prost, nu sunt eu în măsură să discut dacă legea e făcută prost sau nu. Legea nu este făcută prost. Legea este interpretabilă. Da? Eu, de exemplu, în momentul în care sunt în adăpostul respectiv, atunci pot să-mi dau seama dacă pot să las numai masculin într-un padoc sau pot să mixez. În funcție, de exemplu, și de rezervările care se fac de către asociații care vor să ne ia căței. Dacă s-au capturat, de exemplu, 10 căței dintr-o zonă, da? Dintre care 6 sunt masculi, 4 sunt femele. Eu, căței respectiv, eu, în funcție și de padocurile disponibile din adăpost, încerc să-i ordonez în funcție de cum se înțeleg ei. Eu pot să pun 6 masculi, dar dacă văd că încep să se bată între ei, probabil o să mut căței respectiv către padocul de femele sau încercăm să mixăm un pic ca să nu existe tipul ăsta de incident. Ideea este că noi o să respectăm ce măsură ne-a dat DSV-ul și o să încercăm să-i mutăm după sex. Numai că o să dureze, pentru că chestiile astea, exact. În momentul când îi mutăm, trebuie supravegheați zi de zi. Dar nu e mai bine să încercați să negociați cu DSV-ul? Știți foarte bine că nu se poate negocia. Când vin organele de control și legea spune așa, așa trebuie să faci. Nu, asta cu negocierea e ceva. Mai mult sau mai puțin, că ții nu contează. Asta. Păi nu știu că nu contează. Noi încercăm să nu moară. Exact. Deci noi încercăm să nu se întâmple lucrul ăsta. Și aș mai da o întrebare. Sigur. Și cam cât poate să stea un cățel rezervat, dar nu înțeles, dar nu să stă și un an. Chiar și mai mult. Avem căței care stau de un an jumate, 2 ani. Știți că a apărut, aș vrea să fac o paranteză, au apărut undeva pe un site de socializare că salubritasul vrea să omoare 150 de câini. E o aberație. Atâta timp cât o să fiu directorul nostru, mă rog, nici... Bun, am ascult o întrebare. Ce înseamnă cățel rezervat și cât poate să stea un cățel? Imediat. Vă explică, domnul doctor, imediat. Vreau să lămuresc chestia care a apărut. Nu o să se omoare asta. Asta a fost dată. De aici puteți continua dumneavoastră. Da. Pe grupul de Facebook pe care l-am eu, împreună cu voluntarii din piatra, care, ce și rezervat, care ne ajută, așa, plus grupurile sau asociațiile din afară, le-am spus asta pentru că, v-am spus, asociația nu mai are bani ca să susțină acei căței. Așa. Și încercăm. În padocurile asociației, cred că sunt undeva acum între 80 și 100 de căței și nu numai în padocurile asociației, cât și în restul padocurilor din cadrul adăpostului.
Pentru că nu îi putem muta, tocmai ca să nu este tipul ăsta de incidente, de mortalități. Și eu am spus pe grup, îmi asum această răspundere, eu le-am spus că vor fi eutanasiați între 100 și 150 de câini, ca să încerc doar ca să pună presiune, să pun presiune ca să poată să plece căței respectiv din cadrul asociației, care deja sunt pregătiți, au microchip, sunt sterilizați și stau cam de la 4 luni până la 2 ani. Stau în adăpost și... ei trebuie susținuți cu mâncare, cu medicații. Și acolo nu îi susțin, de salubrizare îi susțin, exact. Și cu mâncare, și cu curățenii, cu oameni plătiți, cu tot. Să spune că o treime din câini din adăpost pot fi adoptați la distanță. Da, sunt adopții la distanță, da. Da, avem opțiunea asta. Și nu sunt fonduri. Păi nu, ideea e în felul următor. Sunt care lucrează direct cu voluntari. Deci, eu ca voluntar mă duc, fac poze la 3 câini, îi trimit în Franța, în Germania. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați, da? Nu, dacă e ceva. Da, s-ar putea să greșesc. Și primesc banii voluntarii respectivi. Pe persoană fizică. În contul dumneavoastră, care gestionează... Nu, ar trebui să ajungă măcar în contul prieten credincios. Și ajung? Păi nu știu, atât pot să vă zic că... V-am spus, nu ajung. Deocamdată asociația este într-o tranziție. Asociația este într-o tranziție, fosta președintă a renunțat la președinție și acum urmează să se restructureze un pic. Durează 2 ani de zile pentru că asociația, în momentul în care a fost înfăptuită, au fost 60 ceva de persoane care au semnat pentru înființarea acestei asociații. Și acum avocatul încearcă să-i caute pe toți ca să semneze, să se poată face modificarea. Conturile din bancă sunt blocate, pentru că în fiecare an la bancă trebuie să te duci și să aduci totul de la asociație sau firmă ca să fie adus la zi. Să-i domnului ce înseamnă câine rezervat, da? Un câine rezervat, de exemplu, pe pagina de Facebook a asociației, sunt aproape toți căței din cadrul adăpostului public promovați pe pagina respectivă. Asociațiile din afară se uită pe pagina respectivă, aleg 1, 2, 3 căței pentru care au stăpâni în afară și ei ne spun că cățelul acesta este rezervat. În momentul în care se face rezervarea, eu mă ocup de partea de sterilizări în adăpost, colegul meu, doctorul Gavriluță, se ocupă de partea de pregătiri, microcipare, vaccinare și de parazitări înainte de plecare, pentru că sunt niște proceduri legale care trebuie înfăptuite în momentul în care pleacă un cățel în afară. Așa. Iar asistentul meu, deocamdată, la tot ce intră în adăpost, face prima de parazitare. Plus, verific un pic ce se întâmplă cu el. Am avut un caz ieri, alaltieri, când a venit un câine talie mare, un metis de lup, de ciubănesc german, cu o tumoră la membru posterior drept. În momentul ăla s-au făcut poze, s-au anunțat un pic și colegii, asociațiile cu care colaborăm noi, și cățelul a ajuns la Bacău, a fost operat, totul este ok. Deci sunt tot felul de cazuri. Și un cățel rezervat asta înseamnă. Deci un cățel ales de o asociație în afară și noi îl pregătim de plecare. Nu implică și obligația acelei asociații de a adopta până la urmă. Adică poate cineva rezerva și îl lăsa la până la... Exact. Iar în momentul când îl rezervă, noi, ca salubrizare, nu mai avem nicio putere asupra lui. Adică trebuie să le dăm în care să auzi și eu. Da. Exact. Acum lucrez și eu la un protocol pentru cu asociațiile respective ca să avem și noi să aibă, sau măcar să aibă asociația fonduri ca să poată să susțină câinii respectivi din cadrul asociației. Da. Despre ce asociație este vorba? Că niciodată nu știm, adică eu ce puțin nu mi-am dat seama cu cine colaborați. Noi colaborăm cu asociația Muchița din Franța, cu Hundehilfe, cred, din Germania. Așa, plus încă niște persoane din Anglia, nu știu exact cum se numesc organizațiile lor, așa, dar vorbim cu persoane. Franța, Germania și Anglia, da. Și ne puteți explica concret care sunt pașii și costurile din momentul în care câine este rezervat și până ajunge în Franța, Germania, Anglia? Costurile sunt în felul următor. Eu până să am contract cu salubritatea, eram medicul asociației care se ocupa, iar costul, din punctul meu de vedere... Ești și acum medicul asociației. Da, și acum sunt medicul asociației, numai că acum, mă rog, să iau un pic legislația din adăpost și să discutăm un pic și cu organizațiile celelalte, să vedem, să punem un pic la punct un plan, ca asociația să poată să obțină niște fonduri să susțină acei căței. Sterilizarea, eu am convenit cu ei
nu la un preț foarte mare, undeva la 100 de lei de câine, nu contează talii, sex, ca și costuri, așa, iar doctorul Gavriluț are și el prețurile lui pentru, pentru microcipare, vaccinare, vaccinare anuală, să cere acum o revaccinare la 2 săptămâni cu polivalent, cel timp pentru Anglia, pentru că ei au leptospiroză acolo, și să cere această dublă vaccinare polivalentă, așa, iar costurile celelalte le are dumnealui și el face facturi către asociațiile respective după ce termină de făcut pregătirea cățelului. Și aici mai intervine pașaportul, carnetul de sănătate, cam asta ar fi pregătirea în general. Da. Microchip, pașaport, carnetul de sănătate, sterilizare și înregistrare în REX. Și adopțiile sunt gratuite, așa spune, adopțiile sunt gratuite pentru străini. Nu, nu este altă legislație pentru străini. Eu, cel puțin din 2012, de când adăpostul nu era adăpost public, era adăpost privat, din 2012 eu așa am lucrat cu Asociația Prieten Credincios, ceea ce a rămas... Deci e vorba de câinii asociații. Exact, de câini asociații. Câinii asociații pleacă în străinătate. Exact, exact. Păi da, salubritatea aduce câinii în adăpost, asociația îi rezervă și după aceea pleacă. Exact. Asta e cursul. În acest moment ați avut considerați că ați avut o colaborare cu asociația? Până acest moment trebuie împărțit momentul. Până în anul trecut, în vară, nu. Am avut un protocol care nu a fost respectat, de asta nici nu mai de este protocol. De ambele părți. Da, da, de ambele părți. Care a fost să spuneți? Da. Da, păi, știți cum e, colaborarea e foarte bună, nu înseamnă neapărat că e totul perfect. Acum, prin implicarea domnului doctor în adăpost, ar trebui lucrurile să fie mult mai bune, pentru că și el se ocupă să dea și sunt mai bune. Aștept să fie și mai bune, eu sincer. Nici acum, eu zic că am o colaborare bună, dar vreau mai mult. Pentru că aș vrea ce intră să plece tot spre adopție. Așa aș vrea eu, cel puțin. Eu n-aș mai vrea să existe eutanasieri, să existe câini morți. Cam care este media eutanasierilor, să spunem, la jumătate de ani? Care este numărul? Păi au fost eutanasiați 56-60 de câini tot anul trecut. 58. Sau 58, da. Bun, dar totuși vorbeați de acea perioadă de 3 săptămâni. Poate n-am înțeles eu bine. Nu. Deci, un subiect clar. Acea perioadă de 3 săptămâni pentru căței care sunt... Da, numai că ce se... Da, ei, în momentul în care pe grupurile voluntarilor apar, mâine vor fi eutanasiați 10 câini la salubrizare. Deja se rezervă 10 câini. Bun, întrebarea este, care este procentul, deci, din cei rezervați? Păi nu, dacă pe ei îi rezervă, eu nu mai pot să fac nimic. Bun, din cei rezervați procentul, cât sunt efectiv și adotați? Ca să înțeleg. Ca să înțeleg. Din câinii rezervați, toți sunt adoptați. Deci ce este rezervat? Nu toți. Sunt, dar sunt cei vechi. Înțelegeți? Sunt cei vechi și lângă ăștia s-au mai alăturat cei din ultimele 3-4 luni. Înțelegeți? Ce rezervați? Puteți spune cât sunt adoptați? 50%. Nu, mai bine. Sau mai mult. Nu, undeva la 70-80%. 70. Din cei rezervați. Colega a pus o întrebare, dar ea a pus-o foarte diplomatic. Legea spune că sunt gratuite adopțiile, da? Da. ONG-urile care iau căței de la nașterile în rezervă iau bani de adopții. Da. Și iau. Dacă eu vă spun că asociația nu are fonduri... Dacă eu vă spun că asociația nu are fonduri... Cei care iau din alte țări dau bani pe acești căței? Da, ei plătesc pregătirea. Cât plătesc pentru un cățel? Pentru un cățel, în medie, este undeva la 50 de euro, dacă nu mă înșel. Nu știu deocamdată prețurile generale a domnului doctor Gavriluță, pentru că el, v-am spus, el face microciparea, vaccinarea, în cazul în care, plus că aici mai intervin încă niște chestii care sunt cerute de adoptator. De exemplu, este un test, un 4DX. Un preț mediu pe câine. Un preț mediu este undeva la 50 de euro deocamdată. Asta se ocupă adoptatorul. Din câte știu eu, informativ, undeva între 120 și 240 de euro, cam așa, până în Anglia. În Anglia, dacă este Irlanda, zona din nord. Pe câine? De câine. De câine. Formă de adopție la distanță, totuși
rezervarea asta, din punct de vedere legal? Pentru că, practic, asociația respectivă plătește absolut tot ceea ce ține de pregătirea câinii. De a pleca. De pregătire. Dar dacă el rămâne la adăpost, câinele îl pregătește asociația, da? Da. Cu banii din afară, care vin de la societatea de afară, dar el rămâne 6 luni de zile acolo, hrană, curățenie. Păi nu. Păi, dacă aș respecta legea, da, eu ar trebui să țin câinii 3 săptămâni și să-i eutanasiez pe toți, corect? Da. Încă o dată, plecăm de cum am început. Eu nu vreau lucrul ăsta, eu sunt iubitor de animale, eu nu vreau să fac lucrurile astea, că aș rămâne... M-aș certa cu toată lumea, asta e clar, da? Știți foarte bine, da? Și-a rămâne adăpostul fără câini. Și-a rămâne, am închid de adăpostul, că în 3 săptămâni închid tot. Eu am făcut paralela asta cu adopția... Dar rămâne, că am capturat mai mulți. Pentru că, teoretic, banii ar trebui să ajungă la cel care gestionează adăpostul, adică la dumneavoastră. Nu, păi atunci ar sări mai tare în capul meu. Nu știu salubritatea, am mai avut discuții de genul ăsta și nu aș putea, știți cum aș putea să fac? Aș putea să fac o fundație, da? Salubrizarea, să fac o fundație prin care Consiliul de Administrație a SC Salubrita să conducă fundația respectivă și atunci toți să doneze acolo. Practic, prestați un serviciu, nu văd. Nu știu dacă am voie să primesc... Pe așa spune legea, că adopția la distanță e permisă. Deci, teoretic, banii ar trebui să ajungă la... cei care gestionează adăpostul, doar nu vorbim de ONG-uri, că nu vorbim de adăpostul. Da, nu știu, n-am studiat problema, din ce știu eu, nu... Și atunci banii unde ajung? La asociații. La asociații, banii cu sale evacuate, nu? Eu vreau să dau mai multe care fac. Eu vreau să vorbesc cu fosta președinte, dacă spuneți că este fostă. Și nici atunci nu a avut deschidere. Exprim... Nu vreau să discutăm, că am intrat în alte, dar vis-a-vis de doctorul Andrei, aveți deschidere, puteți discuta. Păi asta spuneam, se poate discuta, nu, cu siguranță. Nu este absolut nicio problemă, noi oferim transparență totală în cadrul asociației. Eu vă spun, acum asociația trece printr-o perioadă de tranziții și totul este blocat la asociații. Conturi, tot, noi n-am mai primit fonduri, cred că avem 2 ani de zile de când avocatul încearcă să se ocupe, să schimbăm administrația ONG-ului. Era mai ușor, numai că noi ținem un pic de asociație pe care credincios, pentru că este înființată din 2002. Și e o asociație veche, altă, exact, și mai o problemă, veche, dacă ar înființa cunoscută, alta, n-ar mai avea ce căuta în adăpost. Ca și le-a uitat exact, pentru plus că avem... Trebuie hotărâre, altă hotărâre de Consiliul Local. Da, da, corect, corect, corect. Da. Și da. Da, este. Hotărârea în momentul în care numărul 271 din 27/8/2015. În momentul în care asociația a dat adăpostul privat, care era înainte, către folosință primăriei. Și atunci s-a încheiat acest contract cu 30%, iar restul de 70% și să fie administrat și apoi asociației, nu al meu. Al asociației, da. Pe care o reprezentați? Exact. Până în 27/8/2020, expiră anul ăsta, da. Și ce se face după aia? Eu? Vedem, așteptăm. Eu exact. Aștept. Ori facem oferte. Alte asociații, ori păi, rămâne deschis. Nu aveți cum să funcționați în credință de eu facem sată post, fără să fiți împreună cu asociații. Așa este. Legal, legal vorbind. Ok, înțeleg. Sunteți împreună cu asociații care nu funcționează, care e blocată. Cum funcționează? Nu e chiar blocată, că nu este blocat el, pentru că domnul noi doctor a de recuperat bani, dar asta nu înseamnă că el nu-și face treaba. Noi în cadrul asociației... Dacă ați avea toate conturile blocate și nu ați avea ce a... Da. S-ar chema că e blocată, salubritatea. Da. Da. Deci vorbim de o... Lucrați cu asociație, nu puteți lucrați fără ea, da. Dar una blocată. Teoretic legal, nu cam la limită. Păi nu știu. Se poate lucra și fără asociații, deci nu, nu știu de ce sunteți dumneavoastră așa informat că trebuie musai ca o societate să lucreze, care gestionează un adăpost public trebuie să lucreze musai cu asociații. Nu este adevărat. Este stipulat în legii că adăposturile pot fi gestionate de
de ONG-uri sau de o societate. Deci nu este absolut nicio problemă. Că noi ajutăm din cadrul asociației Adăpostul pentru promovarea câinilor, pentru că deocamdată până luna asta Salubritatea nu avea un website unde să promoveze câinii. Iar noi ca asociație promovăm câinii, deocamdată. Iar și tot în cadrul asociației putem înregistra câinii pe asociații ca să putem să-i preluăm de la Salubritate cu tot ce ține de pregătire și de... Da. Dacă vine o altă asociație decât prietenii, poate intra în relație sigur. Cu Salubritate? Sigur, oricând. Oricând și eu sunt deschis să intri oricare altă asociație. Poate să vină și să facă și ei ceea ce am făcut noi de ani de zile în cadrul Prieten Credincios acolo. Poate să vină și să ajute cu... Exact, este. Nu, în acest moment, nu, mai puțin, în acest moment, având dat prin HCL, este exclusivitate. Dar, pe 27.08.2020, da, Dar nu este exclusivitate. Poate să vină orice asociație, eu pot să lucrez exact. Cu orice asociație. Noi avem pe 30%, deci asociația Prieteni Credincioși are pe 30%. Dacă Salubritatea vrea să mai ofere încă 10 padocuri către o altă asociație să gestioneze asociația respectivă, padocurile respective, ea poate să o facă oricând, poate să facă un contract de colaborare, deci nu este absolut nicio problemă chestia asta. 30% care dumneavoastră nu se exact. Până în alocta. Exact. Pe restul puteți încheia contractul. Exact. Poate fi câte o asociație pe fiecare padoc. Câte alte primării mai aveți contracte? Cu 10 primării. 10 primării a comunelor. Câți primării ați primat în anul 2019 de la aceste 10 primării? Bă, 350, cred că. Cât plătești fiecare primar pentru un câine? 600 de lei. 600 de lei pe lună? Ce înseamnă tot? Nu, cam într-o lună de zile, da. Dar înseamnă capturare... Adăpost, mâncare. Câinii ăștia care vin din afară, cum a început Piața Neamț, au șanse să fie și ei la rândul lor... Au fost foarte mulți dați spre adopție. Au fost foarte mulți dați spre adopție, da. Da, da. Păi toți au șanse. Cei intră în adăpost, toți sunt prieteni credincioși spre ea și dă spre adopție. Ce se poate da să dă? Alte întrebări? Românii să știe ce se întâmplă. Ba da. Înțeleg că e mai mult o colaborare cu străinii, dar cei din Piatra Neamț nu știu foarte. Nu, de asta o să, în momentul când o să avem site-ul, cred că zilele astea o să rezolvăm cu site-ul, o să actualizăm și pagina de Facebook. Așa este. De anul trecut n-am mai. Și o să fie persoane totuși care să facă doar asta, pentru că ar fi mult mai ușor să angajați persoane cu salariu minim și să facă doar asta. O să încerc. Vă zic sincer ce o să încerc să fac. Nu pot să angajez o persoană să facă numai asta. Pentru că am foarte puțin. O să am o persoană să facă și asta, dar am să-i dau mai multe lucruri de făcut. Că, da, da, da. O să avem pe cineva care o să fie... Păi nu. Exact. Toată lumea, în acest moment, lucrăm cu 10 oameni, 2 tehnicieni veterinari, da? 8 îngrijitori, domnul doctor care își trimite și asistentul, toată lumea pleacă. Avem și dezinsecții, deci e posibilitate ca în momentul în care e treabă, vara, să rămână doar 2 oameni, 3 oameni în adăpost. Da? Și atunci încercăm să ne descurcăm cu ce avem, dar pentru că... Lucrăm la pagina de Facebook și la site, o să angajăm pe cineva care să facă și lucrul ăsta. Să vedem o schimbare. Cu siguranță, asta cu siguranță. Și vreau să vă întreb referitor la eutanasieri. Deci sunt eutanasiați, în special câinii, chiar dacă sunt sănătoși și nu sunt agresivi, cei care sunt capturați de la primăriile din afara municipiului Piatra Neamț, da. După 3 săptămâni. Da. Cei capturați din municipiul Piatra Neamț, după ce criterii sunt eutanasiați? Cei din Piatra Neamț, că a fost o întrebare, au fost eutanasiați doar cei violenți. Am fost, deci eu mă duc în adăpost odată cam la o săptămână. Erau niște câini care se dădeau cu capul de box, adică nu poți intra la el. Da, 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 da. Și cine este în puternicitul primarului care se dădează? Unde? La comune sau aici? De aici, în Piatra Neamț? Da. Sincer, nu știu, nu mă uit cu ce se minează.
Chiar nu știu. Nu știți ce înseamnă? Nu, nu mă uit. În primărie, puteți să birou, da, problemă. Un birou din primărie. Da. Care nu vede niciodată câinii? Nu, nu. Nu, sunt dați cu microchipuri. Da, și la celelalte primării, tot așa. La fel, este un puternic, da. Știu că este un puternic, scrie un puternic la celelalte primării, dar nu știu exact persoana care, vă zic sincer, nu. Nu m-am uitat niciodată. Referitor la persoana care ar putea să facă treaba asta, să facă poze la peziție, îi trimite da. La presă, așa. Nu a rămas liber postul care vă ocupase domnul Zulamă? Nu aveți un post liber? Ba da. E salariul prea mare, deocamdată nu pot să... Ar trebui să-i dau prea multe de făcut. Poftim? Angajat 2-3. Ei, nu avea chiar salariul să angajezi 2-3. Să ne exagerăm. Domnul Zulamă, jumătate de normă. Da, dacă îl suspendă iar.